Ministerul Afacerilor Interne al Rusiei pregătește în acest an noile regulamente administrative de prestare a serviciilor publice în domeniul migrației, anunță viza.md. În proces de coordonare se află următoarele regulamente administrative de perfectare și eliberare a patentei cetățenilor străini, de eliberare a autorizațiilor pentru atragere și folosire a angajaților străini, precum și a autorizațiilor de muncă pentru cetățenii străini. De evidență, migrațională în Federația Rusă. Procesarea regulamentelor este efectuată în vederea realizării decretului președintelui Federației Ruse, numărul 156 din 5 aprilie 2016, privind perfecționarea administrării publice în domeniul controlului circulației substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor lor în domeniul migrației, potrivit căruia Serviciul Federal Migrație a fost suspendat. În acest context vor fi substituite formularele cererilor elaborate de Serviciul Federal de Migrație. De asemenea, a suferit schimbări majore și formularul evidenței migrației. Nota privind sosirea cetățeanului străin la locul șederii. În noua formă este prevăzută necesitatea indicării informațiilor cu privire la locul șederii în conformitate cu documentul care confirmă dreptul la proprietate. La capitolul informații privind locul șederii a fost adăugată o nouă mențiune, numărul de telefon. De notat că formele formularelor plasate pe site încă nu au intrat în vigoare și deocamdată se aplică formele vechi.